bună seara! Cine sunteți? Mă numesc Ana Maria Chirilă. Câți ani aveți? 39. Și ce înălțime? 1,92 m. Mulți înainte! Mulțumesc! Cu ce vă ocupați? Jobul de zi cu zi este într-un call center. Dar cât timp ați făcut basket? 16 ani de performanță. Când am început să joc basket, în clasa 5 aveam 1,85 m, scuze. Eram cea mai înaltă din școală. Mi-a plăcut foarte mult acest sport de echipă, că am avut șansa să văd o grămadă de țări. Am fost și în China, cu lotul național în Coreea de Nord, Europa. A fost foarte frumos. La basket am renunțat pentru că am avut operații la genunchi, 3 operații, și am renunțat la basket la vârsta de 28 de ani. A durut, că am multe colegi care continuă să sunt mai în vârstă decât mine și le merge bine. Acum asta e de ține și de noroc și de ce corp ai. Deci, sunteți o campioană. Mulțumesc mult. Bun. Când simțiți, da? Să eu sunt gata. Vă rog. Și noi. Cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. N-are rost să pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos, că știu că nu n-are rost. Sunt încă bățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, să mă plâng. Nu sunt perfect, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. Am sătura de fraier care doar mi-e frumos. Și dacă nu înțelege, înseamnă că ești un prost. Să mă exprim azi liber, căci m-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă cu tine? Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar are rost să pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Vreau să fac frumos, că știu că nu n-are rost. Sunt încă bățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu n-am să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. Sătura de scâbe care dorme frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Prost. Ma. Vă mulțumesc mult de tot. Așa cum deja știe o țară întreagă, eu nu sunt un expert în muzică. Te rog frumos, te rog frumos, fără comentarii, da? Nu sunt perfect. Exact, nu sunt perfect, nici nu știu să prea cânt. Nu cred că sunteți perfecte din punct de vedere muzical. Dar, după prima jumătate a momentului, eu am simțit nevoia să mă ridic să dansez. Ați reușit să-mi dați o stare de bine și asta cred că, cel puțin pentru mine, este o dovadă a faptului că momentul a fost unul reușit. Vă mulțumesc mult! Da,
Dragoș, starea de bine căutată și de Ana Maria după ce s-a accidentat și nu a mai putut să joace basket de performanță. Ana Maria nu s-a dat ușor bătută niciodată. Visul ei rămâne la înălțimea pe care o are. În prezent ia cursuri de canto și învață să se exprime prin muzică, cu tenacitatea unei campioane. Sunt foarte curios ce zice domnul Boboneze. Eu am rămas așa cu ce spunea Ana Maria, că acum lucrează la un call center și vorbim aici de o fostă campioană națională și mă gândeam cam cât de rahat suntem noi, în general, dacă un campion național ajunge să lucreze la call center. Și îmi pare rău pentru asta și îmi cer și eu scuze în numele celor care ar trebui să se ocupe mai mult de tot ce înseamnă performanță în țara asta. Și nu vreau să te întristez mai mult, era doar așa, dacă vrei, un mesaj pe care l-am transmis și eu alături de momentul tău. Vă mulțumesc frumos! Haideți să votăm. Da, de la mine e un da. Mulțumesc! Andra? Părerea mea este că ești o fată extraordinară, că ești o fată plină de viață și că momentul ăsta ar fi fost foarte tare dacă eram într-un bar la karaoke. Eu aș fi fost în picioare să te aplaud și să fim acolo să ne distrăm. Sigur că pentru românii au talent, nu cred că e ce trebuie. E un nu din partea mea. Mulțumesc! Din partea mea aveți un da. E nevoie de trei de da pentru a merge mai departe. Mihai? Și din partea mea un da. Vă mulțumesc mult! Bravo, Ana Maria! Trei de da, ne revedem în următoarea etapă. Mulțumesc frumos, o seară plăcută!